Consiliator Nafi Nicolae, primar. Proiectul numărul 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea unor modificări în structura bugetului de venituri și cheltuieli al municipiului Onești pe anul 2017 și a bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Municipal Sfânt Pierat, Sfânt Căruca, Onești. Inițiator Nafiu Nicolae, primar. Proiectul numărul 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea transferului microbuzului școlar Opelus Movano din patrimoniul municipiului Onești în patrimoniul Liceului Tehnologic Onești. Inițiator Nafiu Nicolae, primar. Proiectul numărul 4. Proiect de hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar de la bugetul local pentru unitățile de cult din municipiul Onești, aparținând cultelor religioase recunoscute în România. Inițiator Nafiu Nicolae, primar. 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare a cimitirilor aflate în domeniul public al municipiului Onești și în administrarea SECE în domeniul public și privat Onești de Sat. Inițiator Nafiu Nicolae, primar. 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentului raport privind statul realizării măsurilor prevăzute în planul de menținere a calității aerului pentru particulele PM10 din anul 2016. Inițiator Nafiu Nicolae, primar. Proiectul numărul 7. Proiect de hotărâre privind înființarea poliției locale în cadrul de aparatului de specialitate al primarului municipiului Onești și constituirea comisiei locale de ordine publică. Inițiator Nicolae Nafiu, primar. Proiectul numărul 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statutului de funcție pentru aparatul permanent al Consiliului Local, aparatul de specialitate al primarului, instituțiile publice din subordinea Consiliului Local și Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a persoanelor din municipiul Onești, inițiator la Fibul Colaia Primar. 9. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL-ei numărul 78 din 18.06.2014 privind aprobarea modelului cadru de contract de concesiune și închiriere pentru imobile din domeniul public sau privat al municipiului Onești. Inițiator Nafiu Nicolae, primar. Proiectul numărul 10. Proiect de hotărâre pentru completarea HCL Onești numărul 79 din 30.05.2017, prin care se ia de încetarea contractului de delegare de gestiune a serviciilor de alimentare cu apă și de canalizare în municipiul Onești, județul Bacău, încheiat cu SECE domeniul public și privat Onești S.A. și constituirea Comisiei pentru preluarea bunurilor încredințate. Inițiator Nafiu Nicolae, primar. Proiectul 11. Proiect de hotărâre privind aplicarea la programul operațional Capital Uman Apel 85/5/1, proiect de elaborare strategiei de dezvoltare locală a municipiului Onești, plasată sub responsabilitatea comunității. Inițiator Nafiu Nicolae, primar. Proiectul numărul 12 este o informare privind oportunitatea încetării procedurilor de dizolvare, lichidare și radiere a SECE Apa Municipale sau Onești. Proiectul numărul 13, proiect de hotărâre privind modificarea statutului de funcție al Direcției Generale de Asistență Socială Onești, aprobat prin HCL numărul 35 din 19.03.2015, inițiator Nafiu Nicolae, primar. Proiectul numărul 14, proiect de hotărâre privind stabilirea costurilor medii anuale pentru finanțarea serviciilor sociale destinate protecției și promovării dreptului copilului și ale persoanei adulte cu handicap, precum și a contribuției Consiliului Local Onești pentru anul 2017. Inițiator Nafiu Nicolae, primar. Proiectul numărul 15, proiect de hotărâre privind aprobarea subînchirierii unui spațiu comercial situat în piața agroalimentară Onești. Inițiator Ene Gheorghe, consilier local, Florian Constantin, consilier local. Proiectul numărul 16, proiect de hotărâre privind aprobarea încetării contractului de administrare al domnului Faraon Claudiu Ioan, administratorul special al SECE Termon SRL Onești. Inițiator Ene Gheorghe, comisiei de certificare a lucrărilor efectuate de SECE RAC, ESA Constanța, la infrastructura tehnico-utilitară aferentă serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare a municipiului Onești. Inițiator Nafiu Nicolae, primar. Proiectul numărul 18, raport de activitate al administratorului special al SECE Termon CTSA Onești pentru luna mai 2017. Proiectul numărul 19, diverse. Am înțeles asta.
Da. Întrucât așteptăm avizile de la NFP pentru proiectele 7 și 8, s-a discutat acolo, ne-au dat numărul de înregistrare, urmează să vină pe mail sau pe fax. Propunem ca punctele 7 și 8 să rămână pentru sfârșitul ședinței, urmând să fie desfăcute celelalte proiecte. Dacă îmi permiteți și mie, proiectul numărul 15 îl retrag de pe ordinea a ședinței de astăzi. Mulțumesc. Da, domnule primar, domnule. Pot să vă dau și explicații. Nu, eu încerc, mă scuzați. Consider că atât expunerea de motive cât și raportul necesită unele completări. Mulțumesc. Dacă sunt observații la ordinea de zi, dacă nu sunt, supun la vot ordinea de zi. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Se abține cineva? Înainte de a intra în ordinea de zi, dacă sunt observații la procesul verbal al ședinței anterioare din 12 iulie 2017. Dacă nu sunt, supun la vot. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Intrăm în ordinea de zi. La primul punct este proiectul de hotărâre numărul 1. Are cuvântul domnul primar pentru expunerea. Mulțumesc mult! Înainte să intrăm în ordinea de zi, dați-mi voie să fac oficiile în calitate de primar vis-a-vis de o performanță sportivă. Nu întâmplător se află astăzi printre noi domnișoara Carina Bălașa, o tânără care a obținut un rezultat, spun eu, cu totul deosebit la campionatele europene școlare de badminton ce au avut loc între 16-21 iunie în Franța, la Clermont-Ferrand, sper să nu greșesc precis, unde a obținut un meritoriu loc 2, deci medalie de argint. Așadar, atât pe dânsa, cât și întreaga echipă de antrenori a echipei României de badminton, îi felicit personal și puteți să o felicitați și dumneavoastră. În numele Consiliului Local, felicitări mult, vătătoarea primit. Nu trebuie să ne oprim aici în toamna aceasta, trebuie să facem ceea ce am făcut în fiecare an, și anume rezultatele sportive notabile să le premiem. Așadar, vă așteptăm și pe dumneavoastră și pe domnul antrenor la Gala Sportului, cu ajutorul Consiliului Local, bineînțeles, să o organizăm undeva în toamnă și acolo să și primiți un simbolic, să spun, cadou în bani din partea Consiliului Local. Felicitări și mult succes! Dacă nu o să plec acasă, la soție cu mâinile goale. Așteptăm să revină domnul consilier Agapi. Dar de fapt, haideți să începem. Proiect de hotărâre numărul 1. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință pe luna august 2017. Prin acest proiect de hotărâre propun ca următorul consilier local în funcție în ordine alfabetică, după domnul Ostache Florin, să fie ales președinte de ședință pentru luna august 2017, pentru buna desfășurare a ședințelor de Consiliu în luna august și pentru îndeplinirea atribuțiilor prevăzute de regulamentul de organizare și funcționale a Consiliului Local Onești. Vă mulțumesc! Prevederea articolului 12 din hotărârea Consiliului Local numărul 42/2011 cu modificările și completările ulterioare, urmează să alegeți un președinte de ședință pentru un mandat de o lună calendaristică.
avizul comisiei. Următorul pe listă este domnul Pamphil Gerion, să acceptați să reușim pentru august. Discuții sau? Cine este pentru? Cine este împotrivă? Abține? Eu. Proiectul numărul 2. Are cuvântul domnul primar pentru expunerea de motive. Proiect de hotărâre privind aprobarea unor modificări în structura bugetului de venituri și cheltuieli al municipiului Onești pe anul 2017 și a bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Municipal Sfântul Ierarh Dr. Luca Onești. Proiectul este motivat de constatarea de către serviciu buget contabilitatea unor depășiri de venituri în sumă totală de 2.200.000 lei. Cu această sumă se modifică și structura cheltuielilor din componența bugetului local al municipiului Onești. Astfel, capitolul 7002, dezvoltare publică, se suplimentează cu suma 2.009.000 lei, din care 1.900.000 lei necesară pentru funcționarea activității SECE domeniului public și privat Onește-Sari, iar diferența de 109.000 lei pentru plata serviciilor către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Bacău. De asemenea, se alocă Spitalului Municipal Sfântul Ierarh Dr. Luca Onești suma de 191.000 lei necesară pentru înlocuirea obiectelor de inventar uzate de pe secțiile de medicină internă, neurologie și oftalmologie, secții ce momentan se află în procedură de reabilitare. Vă mulțumesc. Are cuvântul reprezentantul compartimentului de specialitate. Doamnelor și domnilor consilieri, având în vedere prevederile următoarele acte normative, articolul 36 alineat 4 din legea administrației publice locale numărul 215/2001, cu modificări completări ulterioare și aliniatul articolul 3 alineatul 2 și articolul 49 alineatul 7 din legea 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificări și completări ulterioare, s-au constatat următoarele în urma analizei făcute în cadrul serviciului buget contabilitate unor depășiri de venituri în sumă totală de 2.200.000 lei. Această sumă va modifica structura cheltuielor din componenta bugetului local, după cum urmează. La capitolul 7002 dezvoltare publică se suplimentează cu suma de 2.009.000 lei, din care 1.900.000 lei este pentru funcționarea activității societății comerciale domeniul public și privat Onești-SA și diferența de 109.000 lei pentru plata serviciilor Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacău. Și în urma adresei înaintate de către Spitalul Municipal Sfântul Ierarh Dr. Luca Onești, a solicitat o alocare de la bugetul local de 191.000 lei, necesară pentru achiziția unor obiecte de inventar uzate aflate pe secțiile de medicină internă, neurologie și oftalmologie. Astfel se suplimentează capitolul 6602 transferuri cu suma de 191.000 lei pentru spital. De asemenea, cu suma de 1.053.000 lei primită de la Casa de Sănătate de către acest spital, va modifica bugetul spitalului de venituri și cheltuieli și va mări această sumă. Se va reduce capitolul 6602 cheltuieli de capital cu suma de 155.000 de lei, suplimentându-se capitolul 5102 cheltuieli de capital cu această sumă pentru achiziționarea unui sistem de securitate informatic împotriva atacului cibernetic pentru primăria Onești. Se reduce capitolul 6602 cheltuieli de capital cu suma de 200.000 lei, suplimentându-se capitolul 5102 active financiare ca aport la capital pentru societatea comercială domeniul public și privat Onești S.A. Se modifică anexa 11 a hotărârii de Consiliu 45 din 30 martie 2017 la capitolul 6702 Cultură, suplimentându-se cu suma de, inițial, ca propunere a fost de 250.000 de lei, dar acum s-a mai cerut încă 100.000 lei, deci cu 350.000 de lei necesară pentru parohia Sfântul Nicolae Onești,
150.000 lei și pentru protocopiatul Onești cu suma de 200.000 lei. Suma de 420.000 lei rezultate din acestea sunt virare de credite la capitolul 6702 Cultură, între subcapitolele 6702-50 și alte activități de cultură, religie și sport și 6702-06 Culte. Modificările anexei numărul 1 le găsiți la anexa 2 din prezentul hotărâre. Și față de cele menționate, rog să analizați și să decideți în consecință. Avizul Comisiei de Specialitate. Majoritate de voturi, aviz favorabil. Discuții pe marginea proiectului. Părinte, dacă vreți să mă ajute la adresat. Păi nu, asta e. Cea cu puntele astea și aici este. Și aici este. Parohia. Cu protocopiatul. Aici, dincolo. E clar între noi. Deci asta e modificarea de buget, dincolo se alocă bani. Păi ca să-i continui. În primul rând, vă mulțumesc pentru invitația pe care ne-ați făcut-o. Vă salutăm pe toți, vă doresc ca sufletele dumneavoastră să fie pline și de lumină și de bucurie. Mulțumim pentru tot ceea ce faceți pentru Biserica Ortodoxă. În mod special mulțumesc pentru faptul că încă de la începutul ședințelor pe care le-ați avut, v-ați orientat asupra Catedralei Pogorârii Duhului Sfânt, care este un obiectiv important pentru noi, pentru Biserică, pentru că practic aceasta este clădirea pentru noi sfântă, care necesită o atenție deosebită, având în vedere spațiul și poziția ei. Deci vă mulțumesc pentru lucrul acesta numele înalt preasfințitului părintele nostru Ioachim și totodată a preoților care suntem în această zonă. Ca și protocopiat, doresc să precizez încă de la început faptul că, fiind investit în funcția aceasta de înalt preasfințitul Ioachim, Arhiepiscop Romanului și Bacăului, am luat act de faptul că noi ca protocopiat nu avem un sediu. Lucrul acesta m-a făcut să mă îndrept către dumneavoastră, Consiliul Local și Primăria Onești, și aceea am încercat să achiziționăm o școală pe care dumneavoastră ne-a sugerat-o, dar totodată am făcut o cerere și la Consiliul Județean, respectiv la domnul președinte Sorin Brașoveanu. Lucrul acesta s-a concretizat într-o adresă și cu o participare la Consiliul Județean, în care pe data de 28 februarie am primit ca și drept de folosință un spațiu care aparține Consiliului Județean și care a fost acordat cu drept de folosință cu titlul gratuit în favoarea Protoierei Onești, asupra două corpuri, pavilioanele 2 și 3 ale clădirii, modulul pentru copii aflat în dificultate, fostă clădire leagă, cu numărul cadastral, nu mai intrăm în detalii, clădire care a fost dată în folosință cu titlul gratuit pe 20 de ani, începând cu data intrării în vigoare a contractului de dare în folosință gratuită care s-a întâmplat în luna mai. Drept urmare, aceste două corpuri, aparținând Consiliului Județean, au fost prin ședința aceasta acordate nouă, prin votul unanim al tuturor consilierilor ce fac parte din Consiliul Județean și pe această cale mulțumesc tuturor și vin la dumneavoastră cu rugămintea de a vă propune și totodată de a ne susține ca protocopiatul care își are sediu practic lângă această frumoasă clădire în strada Adrian Păunescu numărul 1 să ne sprijiniți pentru că necesită o investiție destul de mare la ceea ce se poate vedea acolo și v-am rugat să ne sprijiniți cu această sumă de 200.000 de lei. Lucrul acesta ne responsabilizează și totodată dorim să vă aducem la cunoștință că aici nu va fi numai un sediu administrativ, ci dorim ca pe lângă activitățile social-filantropice pe care le-am făcut în parteneriat cu Casa Alexandra, nu intru în detaliu cu toate denumirile pe care le poartă această direcție, dorim să oferim o masă, dacă se poate, zilnic pentru acești cel puțin 53 de copii. Am și făcut-o începând cu luna
septembrie de anul trecut, respectând normele care s-au putut și se trebuie să fie respectate, dorim să facem același lucru aici, totodată, pentru că spațiul ne este prielnic, să facem un cabinet de mentenanță medicală, un cabinet pentru copiii cu autism și nu numai, fiind o problemă în zona aceasta, în legătură cu Asociația Ștefan cel Mare și Sfânt de la Hârja, dar colaborând și cu autoritățile medicale din zonă. Dorim să facem un cabinet de logopedie, am spus de masă pentru copii și alte activități social-filantropice, nu mai vorbesc de activitățile social-filantropice, culturale, care ne sunt necesare. Al doilea lucru important pentru noi este faptul că noi, ca și instituție Protoiria, funcționăm în această zonă de peste 290 de ani. Ca și instituție și ne-am bucurat dacă acest lucru ar fi sprijinit de domniile voastre, investiția pe care o facem noi ca Protoierie, aș vrea să vă spun că se ridică la peste 200.000 de lei pe care bani deja am încercat să investim. Mai urmează și aceste sume pentru că trebuie să facem în așa fel cel puțin sala de mese, sala de conferințe, ca să vină și să aparțină secolului în care trăim. Eu vă mulțumesc din suflet pentru toată aprecierea și pentru faptul că dumneavoastră tot timpul sunteți alături de biserică. Mulțumim și pentru criticile care ne sunt câteodată binevenite, dar vă rog din suflet să ne sprijiniți la acest efort, pentru că, sincer, singur, nu putem face față. Vă mulțumim încă o dată. Dacă nu sunt observații, supun la vot proiectul. Cine este pentru? Am eu. Nu. Vă rog. În legătură cu rectificarea de la spital, este și domnul director și domnul consilier Panfil. Dacă puteți să ne spuneți ceva de bani care au fost alocați pentru acel proiect privind reabilitare termică sau ceva de genul. Da, o să vă spun de ce nu face obiectul. Nu face obiectul, dar vreau să vă spun dacă s-a făcut acel proiect, dacă nu, în ce măsură ar putea fi folosiți acei bani, pentru că... Dați-mi voie să vă răspund. Vă rog. Da, chiar astăzi am avut o întâlnire cu managementul de acolo, pentru că știți, eu nu sunt implicat în management, împreună cu domnul primar, și am verificat stadiul în care se află acest proiect. Practic 80% din proiect a fost scris, mai sunt câteva chestiuni de formă, care urmează să fie rezolvate în următoarele săptămâni, și dacă dă Dumnezeu, într-o lună depunem acest proiect. Da, deci banii respectivi, până la acest moment, dacă mă întrebați pe mine, sunt cheltuiți cu folos. O să vedem până la final. Da. Vor fi cheltuiți, da. Da. Mulțumesc. Da. Cu plăcere. Da, să fiu foarte scurt. Întrebare, că am avut două răspunsuri total diferite. Acești bani care îi dăm la DPP sunt pentru acoperirea pierderilor la apă sau doar pentru funcționarea activității DPP-ului, cum era în mod frecvent până acum? Am primit două răspunsuri diferite. Unul că da, altul că nu. Și vă rog frumos să mă lămuriți. Dacă v-aș da eu un răspuns, veți avea trei răspunsuri diferite. Asta așa, să mai și glumim, că parcă prea suntem încruntați astăzi. Situația economică în care se află DPP-ul este generată și de problemele financiare ce au rezultat în delegarea serviciului de apă către DPP. Este nevoie de această sumă de bani și pentru. Adică și pentru funcționare și pentru o parte din pierdere. Ideea este următoarea. Anul acesta am făcut aceeași greșeală pe care am făcut-o și anul trecut. Mă refer aici întregul Consiliul Local cu primarul în frunte. Bugetăm la DPP o sumă de 120 de miliarde, 108 miliarde, 100... Da? Și urmăm apoi să facem rectificări până ajungem să ducem de parte pentru asta, ca să știți. Deci e culpă comună. Întrebarea e dacă e legal ca noi să acoperim aceste pierderi. Îmi pare rău că nu este doamna Ghiba astăzi aici. Pentru că de la DPP mi-a răspuns, domnule, nu suntem acoperiți, Consiliul Local a votat. Da, și eu propun. Și treaba mea, nu numai a dumneavoastră. De obicei eu nu propun lucruri ilegale. Cu atât mai mult, nici domnul secretar nu avizează din punct de vedere legal un proiect dacă nu este legal. Așa cred eu. Nu știu, întrebați-i și pe dânsul. Curtea de conturi... Asta
care și-a încheiat controlul de curând, ne-a făcut această recomandare. Atenție ce vă spun. Deci ni s-a recomandat lucrul ăsta. Îmi pare rău că nu-i doamna Ghiba, că dânsii s-a recomandat în primul rând și domnului Paris Ioan. Și dânsul absent motivat din concediu și doamna Ghiba niște probleme medicale. Dacă îmi permiteți ca să intervin, ceea ce înțeleg eu și ceea ce am înțeles eu de la colegii mei economiști din primărie, această sumă este prevăzută în bugetul local pentru funcționarea societății. Așa să ieși într-o. Da, corect. Societatea va funcționa și vor fi făcute plăți pe facturile pe care dumnealor le vor face în baza contractului de delegare a gestiunii de administrare a domeniului public, iluminat public și salubrizare stradală. Când privește acoperirea găurilor pierdute de... Nu știm asta. Nu știm, adică nu că nu știm. Ori fi, rămâne să fie reglementate, există o constatare sau, mă rog, la nivel de DPP, un audit, o să vedem la momentul ăsta. O să vedeți și în primul rând, o să vedeți dumneavoastră în AGA. Pentru că acolo se va face bilanțul, se va prezenta situația financiară. Deocamdată în bugetul local al municipiului Ionești s-a dat această cu destinația către DPP. Pe baza contractului de delegare a gestiunii, ele vor fi virate, asta nu înseamnă că mâine vom vira toată suma sau poimele. Pe o perioadă de timp, în funcție de facturile pe care le vor face, au tăiat iarba, au măturat strada, au întreținut iluminatul public, se vor deconta. Apa nu poate fi plătită din bani de la primărie. Sunt lucruri foarte clare acolo. Apa plătește apa, ies bani. Banii pe care noi îi putem da societății domeniului public și privat, după cum v-a spus și domnul secretar, rezultă doar din situații de lucrări. Care sunt verificate și asumate. Nu scrie acolo în situația de lucrări, am pierdut apă sau mi s-a furat energie electrică. Nu. Nu este foarte clar. Proiectul este foarte clar. Proiectare, instalații de extindere cu apa incendiilor, la ce se referă la școli? Nu am văzut. Schelbele proiectare? Dacă sunt solicitări, și nu numai la școli, la toate clădirile ce aparțin administrației, de fapt Consiliul Local. Și m-am întrebat de partea unui cetățen din cartierul Slobozia, primăria se poate implica în a avea dânșele acolo gaze naturale? Vreau să vă spun 2004-2008 s-a tot bătut toba pe subiectul ăsta. Da, s-a bătut și în 2016, da. Perioada de campanie electorală. Vreau să vă spun că acolo lucrurile sunt destul de clar. Și anume, un audit făcut de către furnizorul de gaze, cel care face investiția, spune foarte clar că în momentul de față nu este rentabil pentru ei să facă pe cheltuiala proprie o astfel de investiție. Legea, am studiat problema, pentru că oarecum lucruri nu sunt drepte acum, am studiat problema, Consiliul Local, trebuie să fim corecți, poate finanța, atenție ce spun, da, doamna Bordei, în fine, poate nu înțeleg eu bine legea, dar eu zic că am început să o înțeleg mai bine decât mulți, nu din primăria Ionești, mulți în general. Deci se pot finanța astfel de proiecte și de investiții, dar să vedem exact cum stau lucrurile și o să o rog pe doamna Bordei și pe domnii din juridic să analizeze foarte temeinic această posibilitate, că dacă dă Dumnezeu să existe posibilitatea, la anul aș face o propunere în acest sens, pe lista de investiții. Și eu vă mulțumesc. Dacă nu mai sunt observații, spunem la vot. Da? Dacă îmi permiteți, am să votez acest proiect parțial în ceea ce privește banii la spital, mă abțin. Atunci mă abțin la tot proiectul. Adică nu votați. Nu votați. Nu votați, nu e nicio problemă. Păi mi-a spus domnul jurist că nu pot să votez. Deci impozitele atunci pentru asta nu aș trebui să voteze Consiliul Local, că toți suntem implicați în impozitele la acasă. Singura excepție pe care consilierii pot vota este într-adevăr impozitele și taxele. Aici, din punctul meu de vedere, așa cum prevede articolul 76 din statul aleșilor locali, trebuie să aibă și anii de treabă, stați. Este un conflict de interese. Eu nu sunt jurist, ascult ce spun juriști. Da, aici o problemă cu proiectul. Supunem la vot proiectul. Cine este pentru?
Potrivă? Abțineri? Trecem la proiectul numărul 3. Are procedură domnul primar. Proiect de hotărâre privind aprobarea transferului microbuzului școlar Opel Movanu din patrimoniul municipiului Onești în patrimoniul Liceului Tehnologic Onești. Proiectul este inițiat în urma solicitării venite din partea Liceului Tehnologic Onești, ce utilizează în prezent acest microbuz școlar pentru transportul elevilor. Transmiterea fără plata microbuzului școlar marca Opel Movanu tip 16+1 locuri, preluat de municipiul Onești de la Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice prin procesul verbal de predare-primire numărul 125/2015 din patrimoniul municipiului Onești în patrimoniul Liceului Tehnologic Onești, se impune pentru obținerea licenței de transport în conformitate cu Ordinul Ministrului Transportului și a Infrastructurii numărul 980/2011 pentru aprobarea normelor metodologice stabilite de Ordonanța de Guvern numărul 27/2011. Vă mulțumesc. Compartimentul de specialitate. Domnilor și domnilor consilier, având în vedere prevederile următoarele articole normative, articolul 121 aliniatul 1 respectiv 2 din legea administrației publice locale numărul 215/2001 cu modificări și completări ulterioare, a legii bugetului de stat pe anul 2017 și legea contabilității numărul 82 cu modificări și completări ulterioare și hotărârea de guvern numărul 841/1995, având în vedere procesul verbal de predare preluare numărul 125/2015 încheiat între Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrația Publică și UAT Onești, instituția noastră a primit cu titlul gratuit un microbuz marca Opel Movanu destinat transportul elevilor. Prin hotărâre de Consiliu Local 113 din 24 septembrie 2015 se aprobă introducerea în domeniul privat al municipiului Onești al microbuzului școlar și conform articolului 2 din aceeași hotărâre de Consiliu se aprobă transmiterea bunului în administrarea Liceului Tehnologic Onești. Ulterior, prin hotărârea de Consiliu Local numărul 131 din 27 septembrie 2016 se modifică articolul 2 din hotărârea de Consiliu 113/2015 și se aprobă darea în comodată a microbuzului marca Opel Movanu Liceului Tehnologic Onești. Prin adresa numărul 113 din 9 iunie 2017, Liceul Tehnologic solicită transferul din proprietatea municipiului Onești în proprietatea Liceului Tehnologic a acestui microbuz, transfer necesar pentru obținerea licenței de transport conform Ordinului Ministrului Transportului și Infrastructurii numărul 980/2011 pentru aprobarea normelor metodologice stabilite prin Ordonanța de Guvern 27/2011. Prin nota internă 31730 din 30 iunie 2017, Serviciul Juridic ne aduce la cunoștință că conform articolul 36, aliniat 2, litera C și D, aliniat 6, litera A, punctul 1, coroborată cu articolul 121, aliniat 1 și aliniat 2 din legea 215/2001, privind administrarea publică locală, republicată cu modificări și completări ulterioare, Consiliul Local poate aproba transferul proprietății microbuzului școlar. Față de cele menționate, vreau să analizați și să decideți în consecință. Comisia de specialitate. Avis favorabil cu unanimitate de voturi. Și comisia 3, avis favorabil. Discuții pe marginea proiectului? Vă rog. Înțeleg că în momentul de față acest microbuz este bun public sau privat? Privat? Am înțeles. Până acum, din 2015 până acum, a avut licențe de transport? Nu. Nu. De ce nu obține actualul proprietar această licență de transport în condițiile în care știți foarte bine nu se plătește această licență pentru transportul școlar și dacă nu este mai ușor așa în condițiile în care vorbim totuși de un bun public pe care îl transformăm în bun privat, pe care îl dăm mai departe, nu știu dacă este tot mai în regulă, din punct de vedere legal. Este foarte în regulă, este în domeniul privat al municipiului Onești, a fost dat în administrare pentru că sunt anumite discuții și anumite s-au purtat cu ARR-ul pentru obținerea licenței. Din punctul nostru de vedere, am considerat că cea mai bună soluție este de a fi transmisă în patrimoniul unității școlare, dat fiind faptul că și solicitarea inițială către minister a fost făcută de aceeași unitate
școlar. Dacă obținem licența, trebuie să angajăm noi șofer. Cum am transferat șoferul către dumnealor? Dumnealor nu pot să-și angajeze șofer neavând bunul în proprietate și așa mai departe. Intrăm într-un circuit. Cea mai simplă și mai corectă variantă din punctul nostru de vedere a fost să transmitem un patrimoniu unității școlare care, cu respectarea tuturor condițiilor prevăzute de lege. Vreau să întreb dacă acest microbus a fost folosit până acum, pe de 2 ani de zile, și de ce a durat timp până în momentul ăsta, care au fost piedicile? Deci, fiecare lună a fost trimis adresă către ministerul de 2 ani de zile e nou. Acces? Nu, eu întreb, atât. E foarte mult. E foarte puțin comparativ cu stația de sortare aici. Foarte mult. Deci asta e legea. Foarte puțin. S-a o mișcare rapid, rău de tot. Noi am vrut să... Nu adun nicio acolo. Era doar întrebare de ce durează așa de mult. Și eu vă răspund la fel de frumos. Deci eu aștept oricine pazărvață... Deci motiv din care ce solicităm un aviz de la... E mai 27 aprilie și astăzi ne spune mai, haideți, poate vi-l dăm astăzi, mi s-a dat număr, dar mai puneți pe la sfârșitul ședinței proiectului, că s-ar putea să... Din aceleași motive. Specialiști peste tot. Mai e cineva? Dacă nu mai sunt observații, spunem la vot cine este pentru. Împotrivă? Abțineri? Da. Trecem la proiectul numărul 4. Proiect de hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar de la bugetul local pentru unitățile de cult din municipiul Onești, aparținând cultelor religioase recunoscute în România. Pentru realizarea, continuarea sau finalizarea unor lucrări de construire, întreținere sau reparație la lăcașuri de cult, sedii administrative sau muzei cultural-religioase aparținând unităților de cult fără venituri sau cu venituri reduse din municipiul Onești, prin prezentul proiect de act normativ, propun Consiliului Local alocarea din bugetul local a sumei de 420.000 de lei pentru cofinanțarea acestor lucrări și sprijinirea unităților de cult din municipiul Onești aparținând cultelor religioase recunoscute în România. Vă mulțumesc! Are cuvântul reprezentantul compartimentului de specialitate. Doamnelor și domnilor consilieri, având în vedere prevederile următoarele articole normative, prevederile articolul 3 alinia 3 din ordonanța de guvern 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din România, cu modificări și completări ulterioare, și prevederile articolului 36 alineat 2 litera D alineat 6 litera A punctul 19 litera C din legea numărul 215/2001 a administrației publice locale, republicate cu modificări și completările ulterioare. Prin anexa numărul 11 la hotărârea Consiliului Local numărul 45 din 30/3/2017 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli consolidate al municipiului Onești pe anul 2017, a bugetului multianual, a bugetului la activitățile autofinanțate, a listelor de investiții pe anul 2017 și a listelor de investiții multianuale, cu modificări ulterioare, aprobate de autoritatea deliberativă, s-a aprobat cofinanțarea de la bugetul local a unităților de culte ce aparține cultelor religioase recunoscute din România, suma de 420.000 lei. Sumele alocate pentru cofinanțarea din bugetul local a unor unități de cult vor fi repartizate după cum urmează. Parohia Sfântul Nicolae Onești, 150.000 lei. Protopopiatul Onești, 200.000 lei. Parohia Dormirea Maicii Domnului Borzești, 8.750 lei. Parohia Mal Onești, 8.750 lei. Parohia Crucea de Piatră Onești, 8.750 lei. Parohia Maria Magdalena Onești, 8.750 lei. Parohia Sfinții Împărați Constantin și Elena, 8.750 lei. Parohia Sfântul Nicolae Slobozia, 8.750 lei. Ordinul Fraților Capucin Fericitul Ieremia, 8.750 lei. Parohia Romano-Catolică, Sfinții Petru și Paul, 8.750 lei. Față de cele menționate, vă rog analizați și decideți în consecință. Comisia de specialitate. Aveți favorabil cu unanimitate. Discuții? O modificare față de proiectul inițial. La articolul 1, litera B, a fost majorată suma totală fiind de 200.000 de lei. Da.
mi s-a atras atenția și trebuie să-mi însușesc și morala. Avem o datorie vis-a-vis de Biserica Maria Magdalena din cartierul 6 martie. Promit solemn că atunci când vom avea iarăși niște bani în plus la în buget, să-i direcționăm și vom putea să direcționăm către culte, să-i direcționăm acolo. Înțeleg că nevoia de financiare pentru a finaliza lucrările de pictură e undeva la 300.000 de lei și este bine să finalizăm și acea lucrare știind că există într-un stadiu destul de avansat al picturii. Vă mulțumesc! Spunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Trecem la proiectul numărul 5. Are cuvântul domnul primar pentru expunerea. Părinte Protopop, s-au epuizat subiectele sau proiectele legate de... Uite, dacă doriți să stați în continuare la ședință, e plăcerea noastră. Ordine și binecuvântați în credință. Domnule primar, tuturor vă mulțumesc. Dacă binecuvintez, este pentru că Hristos ne binecuvintează și pentru că dacă ne ajutați, este pentru că Dumnezeu ne ajută pe fiecare. Eu personal vă promit că aceste sume vor ajunge la locul pe care trebuie să-l merite. Știu că este un efort mare din partea oneștenilor. Eu nu vă pot promite decât transparență și corectitudine. Din sufletul meu și din tot respectul pe care îl port dumneavoastră, dați-mi voie să vă mulțumesc dumneavoastră, doamnelor sau domnișoarelor consilieri și domnilor consilieri, dumneavoastră, domnule președinte și domnule primar, pentru atenția deosebită pe care o adresați, o aveți față de Biserica noastră Ortodoxă. Un singur lucru aș vrea să mai adaug, faptul că ar fi bine să ne gândim că la anul se împlinesc 100 de ani de la reîntregirea neamului nostru românesc și ar fi bine să avem acest lucru în atenție. Știu că aveți demarat proiectul pentru refacerea acestui edificiu important al Monumentului Eroilor, Regina Maria, vă mulțumim și pentru lucrul acesta. Și trebuie să vă spun că din 80.523 de eroi care sunt adormiți în această zonă, eroi neamului, 99% sunt creștini ortodoxi. Și lucrul acesta trebuie să se știe. Vă mulțumim foarte mult! Și noi vă mulțumim și vă urăm și noi dumneavoastră mult succes în finalizarea lucrărilor cât mai repede cu putință. Proiectul numărul 5, proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare a cimitirelor aflate în domeniul public al municipiului Onești și în administrarea societății domeniului public și privat Onești-SA. Prin acest proiect supus dezbaterii dumneavoastră, se dorește punerea în aplicare a dispozițiilor legale privitoare la obligațiile autorităților locale în legătură cu activitățile funerare și cimitirele umane și crearea cadrului legal de organizare și funcționare a cimitirelor, aflate în domeniul public al municipiului Onești și în administrarea societății SC domeniului public și privat Onești-SA. Vă mulțumesc! Are cuvântul reprezentantul compartimentului de specialitate. Având în vedere prevederile articolului 36 din legea 215/2001, luând în considerare prevederile articolului 5 și articolul 14 din legea 112/2014 privind cimitirele, crematoriile umane și serviciile funerare, ținând cont de prevederile hotărârii Consiliului Local numărul 42/2010, supun spre avizare și spre aprobare proiectul în formă prezentată. Comisia de specialitate? Aviz favorabil. Partea comisiei. Discuții pe marginea proiectului? Dacă nu sunt discuții, supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Trecem la proiectul numărul 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea domeniului, raport privind stadiul realizărilor măsurilor prevăzute în planul de menținere a calității aerului pentru particule PM10 din anul 2016. Agenția pentru Protecția Mediului Bacău a elaborat în colaborare cu Primăria Municipiului Onești și cu ceilalți factori interesați de Municipiul Onești raportul anual privind stadiul realizării măsurilor din planul de calitate aerului pentru pulber PM10
în municipiul Onești pe anul 2016, document ce se supune aprobării Consiliului Local în termen de 30 de zile, după avizarea acestora de către Autoritatea Publică Teritorială pentru Protecția Mediului. Vă mulțumesc! Are cuvântul reprezentantul compartimentului de specialitate. Doamnelor și domnilor consilieri, potrivit prevederilor articolului 22 litere A, C, D, F din legea 104/2011, privind calitatea aerului înconjurător, primăriile au obligația de a realiza măsurile și acțiunile din planurile de menținere a calității aerului, planurile de calitate a aerului, planurile de acțiune pe termen scurt, măsuri și acțiuni ce intră în responsabilitatea lor și pentru care au obligația de a asigura și fondurile necesare în buget. De asemenea, primăriile au obligația de a transmite anual Autorității Publice Teritoriale pentru Protecția Mediului raportul privind realizarea măsurilor cuprinse în planul de calitate a aerului, de a furniza Autorităților Teritoriale pentru Protecția Mediului informațiile necesare în vederea evaluării și gestionării calității aerului înconjurător și de a asigura elaborarea planurilor de calitate a aerului și de a le supune ulterior aprobării Consiliului Local în termen de 30 de zile de la avizarea acestora de către Autoritatea Publică Teritorială pentru Protecția Mediului. Potrivit prevederilor articolului 36 alinia 2 litera D punctul 9, articolului 45 alinia 1 și articolului 115 alinia 1 litera B din legea numărul 215/2001 a administrației publice locale republicate cu modificările și completările ulterioare, între categoriile de atribuții exercitate de Consiliul Local la litera D sunt stabilite atribuțiile privind gestionarea serviciilor furnizate către cetățeni, exercitarea cărora Consiliul Local conform articolului 36 alinia 6 litera A asigură, potrivit competențelor sale în condițiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes local cu privire la protecția și refacerea mediului. Analizând raportul anual privind stadiul realizării măsurilor din planul de calitate a aerului pentru pulber PM10 în municipiul Onești, transmis de către Agenția pentru Protecția Mediului Bacău prin adresa 4214/0404/2017, înregistrat la Primăria Municipiului Onești cu numărul 18.205/0604/2017 și ținând cont de expunerea de motive formulate de către domnul primar al municipiului inginer Natuc Nicolae pentru aprobarea hotărârii privind raportul anual privind stadiul realizării măsurilor din planul de calitate a aerului pentru pulber PM10 în municipiul Onești, vă comunicăm următoarele. În cadrul programului de gestionare a calității aerului pentru PM10 din zona municipiului Onești, actualul plan de menținere a calității aerului a fost elaborat de către Comisia Tehnică numită prin ordin de prefect numărul 66/14/2010. Evaluarea calității aerului în perioada 2008-2016 s-a bazat pe măsurile efectuate în stația automată de monitorizare utilizându-se procedeul neferometric. Valorile limită și perioada de mediere pentru fracția PM10 a pulberului de suspensie în atmosferă au fost stabilite de, prin ordinul Ministerului Apelor și Protecției Mediului 592/2002. Statistica efectuată de depășirile înregistrate evidențiază că în anul timp în care se regăsesc, este anul timpul rece, ceea ce denotă că una din sursele cu o pondere mare reprezintă sursele de încălzire. La nivelul anului 2016 se menține aceeași tendință a apariției depășirilor din anul timpul rece. Față de cele prezentate mai sus, propunem Consiliul Local al Municipiului Onești aprobarea proiectului de hotărâre în formă prezentată. Comisia de specialitate. Aviz favorabil. Discuții pe marginea proiectului de azi. Dacă nu sunt discuții, spunem la vot. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Se abține cineva? Trecem mai departe la următorul proiect. Proiectul numărul 9. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL numărul 78 din 18.06.2014 privind aprobarea modelului cadru de contract de concesiune și închiriere pentru imobile din domeniul public sau privat al municipiului Onești. Având în vedere desele modificări de legislație, precum și necesitatea stabilirii în mod unitar a modelelor de contracte de concesiune pentru imobile din domeniul public sau privat al municipiului Onești, este necesară aprobarea prin hotărârea Consiliului Local a formei consolidate de contract cadru de concesiune a imobilor, terenuri sau construcții din domeniul public al municipiului Onești. Vă mulțumesc! Are cuvântul reprezentantul compartimentului de specialitate. Doamnelor și domnilor consilieri, în baza articolului 36 alinia 5 litera din legea 215/2001 a administrației publice locale, în exercitarea atribuțiilor sale, Consiliul Local Onești poate hotărâ darea la administrare, concesionarea sau închirierea în condițiile legii atât a bunurilor proprietate publică a municipiului, cât și a serviciilor publice de interes local.
Având în vedere că prin HLN numărul 78 din 19.06.2014 a fost aprobat modelul cadru al contractului de concesiune și închiriere pentru imobile, terenuri și aparțin domeniul public și privat al municipiului Ănești, în acord cu prevederile legale în vigoare, precum și cu prevederile din norma metodologică de aplicare a ordonanței de urgență a Guvernului 54/2006, privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică aprobat prin HG 168/2007, contractele de concesiune sau de închiriere care au fost încheiate până la această dată au respectat prevederile acestui model cadru contract aprobat. Având în vedere raportul de audit public intern privind misiunea concesionară și închirierea de activități, bunuri și servicii din domeniul public al unităților administrative teritoriale, se impune modificarea contractului cadru prin schimbarea conținutului articolului 5 al linia 4, adică 18.06.2014, privitoare la aprobarea modelului cadru de contract de concesiune și închiriere pentru imobile, terenuri din domeniul public sau privat al municipiului Onești, articol care, în urma modificării, va avea următorul conținut. Neplata redevenței sau executarea cu întârziere acestei obligații conduce la plata de majorări de întârziere în folosul concedentului. Nivelul majorărilor de întârziere se calculează prin similitudine cu celelalte creanțe fiscale, așa cum sunt stabilite prin codul de procedură fiscală. Precizăm că prevederile hotărârii de Consiliul Local 78 din 18.06.2014 și 14/19/01/2017 rămâne schimbată, anulându-se doar prevederile articolului 1 litera din puterea de Consiliul Local numărul 14/19/01/2017. Față de prevederile proiectului de hotărâre și raportat la prevederile legale invocate, urmează să deliberați. Vă mulțumim. Comisia de specialitate. Aviz favorabil cu majoritate de voturi. Discuții pe marginea proiectului. Dacă nu sunt observații, supun la vot proiectul. Cine este pentru? Împotriva, abțineri. Trecem mai departe la proiectul numărul 9. Proiectul numărul 10. Proiect de hotărâre privind completarea hotărârii Consiliului Local Onești numărul 79 din 30.05.2017, prin care se ia act de încetarea contractului de delegare de gestiune a serviciilor de alimentare cu apă și de canalizare municipiul Onești, județul Bacău, încheiat cu SECE domeniul public și privat Onești S.A. și constituirea Comisiei pentru preluarea bunurilor încredințate. Prin prezentul proiect de hotărâre propun completarea hotărârii de Consiliu Local numărul 75/2017 cu prevederi referitoare la preluarea bunurilor din componența infrastructurii tehnico-edilitare a sistemului public de alimentare cu apă și de canalizare din municipiul Onești, aferent serviciului de utilitate public de administrarea și exploatarea SC domeniului public și privat Onești S.A. în administrarea Consiliului Local Onești, indiferent de modalitatea în care acestea au fost transmise. Astfel, se reglementează aspectul preluării bunurilor de la SC DPP Onești S.A. și trecerea acestora în administrarea Consiliului Local ca urmare a încetării contractului de delegare, iar SC DPP Onești va putea radia din Registrul Comerțului punctele de lucru declarate ca urmare desfășurării serviciului, activității serviciului public. Vă mulțumesc! Reprezentantul compartimentului de specialitate. Domnul și domnul consilier, legea numărul 215/2001 a administrației publice locale stabilește că atribuțiile Consiliului Local asigurarea cadrului necesar pentru furnizarea serviciilor comunitare de utilitate publică privind alimentarea cu apă și canalizare. SCDPP Onești S.A. prin adresa numărul 6336/2017 înregistrată la Registratura Municipiului Onești cu numărul 29/1874 solicită modificarea hotărârii 30 din 19 martie 2015 respectiv preluarea tuturor bunurilor date spre administrare și exploatare, parte din acestea fiind înregistrate la Registrul Comerțului ca puncte de lucru. Emiterea acestei hotărâri reglementează aspectul preluării bunurilor de la SCDPP Onești S.A. și trecerea acestora la administrarea Consiliului Local ca urmare a încetării contractului de delegare, iar SCDPP Onești S.A. își va putea perfecta actele cu Registrul Comerțului. Comisia de specialitate. Aviz favorabil din partea Comisiei. Discuții pe marginea proiectului, dacă sunt. Dacă nu sunt observații, supun la vot proiectul. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Se abține cineva? Trecem mai departe la proiectul numărul 11. Proiect de hotărâre privind aplicarea la programul operațional Capital Uman, apel POC 85/5/1, proiect de elaborare a strategiei de dezvoltare locală a municipiului Onești, plasată sub responsabilitatea comunității. Pentru a veni în sprijinul persoanelor în vârstă din municipiul Onești cu venituri moderate sau persoanelor aflate în dificultate din diferite motive, precum și pentru
a reabilita infrastructura precară cu aspect de zonă rurală, se impune aplicarea în linie de finanțare nerambursabilă în cadrul programului operațional Capital Uman, în cadrul căreia se finanțează, în prima etapă, elaborarea unei strategii de dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității. În etapa a doua, în cazul în care este aprobată strategia elaborată de etapa întâi, se vor implementa proiecte cu impact social în limita unei sume de 5 milioane de euro, ce vor avea ca rezultat îmbunătățirea condițiilor de viață a persoanelor defavorizate din zonele urbane marginalizate. Vă mulțumesc. Reprezentantul compartimentului de specialitate. Stimate doamne și domn consilier, în anul 2016 a fost inițiată o cerere de finanțare în cadrul programului operațional Capital Uman, cu titlul care a fost menționat, în parteneriat cu ONG-ul Galba Neamuntelui, cu sediul în Asău și SC Lidl Innovation, SRL din București. Partenerii au fost selectați prin achiziție publică conform procedurilor legale. Scopul acestui proiect este elaborarea unui document strategic pentru identificarea unor zone defavorizate din Municipănești, stabilirea măsurilor care să contribuie la dezvoltarea acestora. Urmare scrisorii de informare privind demararea procesului de contractare, mi s-a comunicat faptul că cererea de finanțare a fost aprobată. Bugetul total al proiectului este în valoare de 222.265,89 lei, din care partenerul numărul 1, care este liderul proiectului municipiul Onești, are un buget de 75.610 lei, partenerul 2, Galea Valea Murgal, Valea Muntelui, 73.332, iar cel al treilea partener are un buget de 73.323,02 lei. Contribuția în propria municipiului Onești de 2% din 75.610 lei, respectiv 1.512 lei. Diferența o reprezintă cheltuieli din fonduri nerambursabile. În cadrul proiectului urmează să se înființa un ONG care se numește, se va numi Gal Onești, respectiv grup de acțiune local Onești, care va fi condus în Consiliul de Administrație. Prin intermediul acestui GAL, care va avea angajat cel puțin două persoane, în cazul în care documentul strategic va fi aprobat, se vor derula aceste proiecte de infrastructură și proiecte sociale cu finanțare nerambursabilă, care vor fi propuse și implementate de către membrii activi ai GAL-ului. Acești membri pot fi persoane juridice, societăți comerciale, ONG-uri, instituții publice, inclusiv municipiul Onești, care vor fi interesați în dezvoltarea unor anumite activități în zonele defavorizate ce vor fi identificate în cazul strategiei. Semnarea contractului de finanțare va avea loc în luna iulie 2017, proiectul urmând a avea o durată de 6 luni. Față de cele prezentate, vă rugăm să analizați și să aprobați proiectul de hotărâre. Mulțumesc. Comisia de specialitate. Aviz favorabil. Discuții pe marginea proiectului. Dacă nu sunt observații, spun la vot proiectul. Cine este pentru? Împotriva, abține. Și canalizarea. Știți cu toții că societatea domeniului public și privat nu corespundea din punctul ăsta de vedere și nu și transferasem doar pe o perioadă tranzitorie delegarea serviciului către dânsii. Dacă nu am fi reușit să delegăm către un operator, ne-am fi apucat de treabă cu SCE Apă Municipală Onești-SA. În consecință, cred că este firesc să demarăm procedurile, să vă informez, în primul rând pe dumneavoastră, ca și legislativ, că trebuie să demarate procedurile de fie de dizolvare, lichidare și radiere. Oricum, această problemă se va discuta mult mai detaliat în AGA la APO Municipal și împreună cu Consiliul de Administrație de acolo se va lua o decizie în acest sens. Nu pot eu să fac recomandări. Domnul secretar. Da. Nu știu dacă știți sau probabil nu. Activitatea Societății Apă Municipală a făcut și obiectul controlului auditului Curții de Conturi. Abia plecați. Abia de s-a încheiat procesul verbal de control. Urmează ca într-o perioadă de 30 de zile să fie înaintat raportul și deciziile cu măsurile care urmează să fie luate și, bineînțeles, vor fi aduse la cunoștința tuturor consilierilor locali, așa cum s-a întâmplat în ultima perioadă, potrivit dispozițiilor legale. Cu privire la Societatea Apă Municipală, aparte de aspecte și de ordin juridic, dar și de ordin economic, pe care numai dumneavoastră le veți putea rezolva în cadrul adunării generale a acționarilor. Este foarte adevărat, noi am primit o solicitare din partea Consiliului de Administrație a Societății Apă Municipală, prin care Consiliul Local, ca și autoritate
tutelară să se pronunțe asupra desființării, dizolvării acestei societăți, în opinia mea și a colegilor de la juridică, am căutat ordonanța de urgență 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, nu prevede acest lucru, deci nu autoritatea tutelară face lucru, ci doar adunarea generală a acționarilor. Practic tot dumneavoastră, pe legea 31. De aceea va trebui cât mai curând posibil, de ce vrem să tragem un semnal de alarmă, pentru că Consiliul de Administrație îi expiră mandatul pe data de 19 iulie, dacă nu mă înșel. După această dată, nu știu cum mai poate fi numit un alt Consiliu de Administrație decât printr-o procedură de selecție, iarăși destul de greoaie și nevoioasă și inutilă, în măsura în care dumneavoastră desfătără dezolvare. Totodată vreau să vă anunț că, deocamdată, doar informativ v-am spus, pe procesul verbal al Curții de Conturi apare niște sume imputate către APU Municipal și lăsate cu, ca și măsură de luat. În acest moment noi contestăm, facem obiecții la acest proces verbal, urmează ca raportul și decizia să vedem dacă va lua în considerare aceste obiecții ale noastre. Dar va trebui să țineți seama și de deciziile Curții de Conturi, dacă va rămâne în picioare sub acest aspect. Consideră-se că s-a cheltuit capitalul social fără ca societatea să aibă activitate. Din punctul meu de vedere, greșit și opinia colegilor mei și de la economie, de la juridic, dar, mă rog, aceasta a fost opinia controlorilor Curții de Conturi. Noi o vom combate din punct de vedere juridic și economic atât cât putem. Așadar, informarea noastră și semnalul nostru este să stabiliți cât mai repede o ședință AGA și să hotărâți ce se va întâmpla cu această societate comercială. Domnul președinte, dacă permiteți 30 de secunde. Această ordonanță 109 a societăților corporatiste are tot felul de nume. Ordonanța 109 prevede anumite aspecte. Acolo unde ea nu prevede, se completează cu legea 31. Domnul secretar de state, pe domeniul ăsta nu prevede. Însă eu nu văd nicio problemă. O să discutăm mai mult în privat. Acum doar cu titlul de informare. Nu are nicio legătură faptul că pe 17 iulie expiră mandatul Consiliului de Administrație, pentru că Consiliul de Administrație, în situația în care ne aflăm, poate să convoace oricând, da? Președintele Consiliului de Administrație, o adunare generală, și asta ceva și face, da? Până pe 17, dacă, Doamne ferește, expiră mandatul, avem variante de lucru. 5% din acțiuni, din adunare și așa mai departe. Deci găsim. Nu, nici n-are rost să mai numim un alt Consiliu de Administrație, pentru că nu ar mai avea atribuții de administrare în condițiile în care noi vrem să închidem această societate. Deci lucrurile o să meargă mai mult pe legea 31 de acum. Cam 190 cam încheie prevederile aici. De asta zic, nu e nicio problemă atât de gravă pe cât pare. Oricând luna iulie, oricând luna august, se poate convoca această adunare, să stabilește absolut tot și bine să ținem și de acest cont și de acest raport. Mulțumesc. Bun, trecem la proiectul de hotărâre numărul 13, proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcție al Direcției Generale de Asistență Socială Onești, aprobat prin HCL numărul 35 din 19.03.2015. Proiectul de hotărâre propune modificarea statului de funcție al Direcției Generale de Asistență Socială prin transformarea două funcții publice de execuție, ca urmare a promovării examenului organizat pentru avansarea în grad profesional. Vă mulțumesc! Doamnelor consiliere, permiteți să supun atenție și deliberările dumneavoastră prezentul proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcție al Direcției Generale de Asistență Socială astea. La compartimentul alocației suplimentare, funcția publică de execuție referent principal se transformă în funcție publică de execuție referent superior. La compartimentul consultanță, management, resurselor comunitare și implementarea de programe, funcția publică de execuție, consilier principal se transformă în funcție publică de execuție, consilier superior. Aceste transformări se fac în condițiile legii cu încadrarea în fondurile bugetare alocate pe anul 2017. Având în vedere cele de mai sus în temeiul prevederilor articolului 97 alineatul 2, de legea 215/2001, administrației publice locale republicate cu modificările și completările ulterioare, inițiem prezentul proiect de hotărâre și îl propunem să le dezbatem în Consiliul Local Municipal. Mulțumesc! Comisia de Sinceritate. Aveți favorabil. Discuții pe marginea proiectului.
Dacă nu sunt observații, spun la vot proiectul. Cine este pentru? Potriva, abține. Trecem mai departe la proiectul numărul 14, proiect de hotărâre privind stabilirea costurilor medii anuale pentru finanțarea serviciilor sociale destinate protecției și promovării drepturilor copilului și ale persoanei adulte cu handicap, precum și a contribuției Consiliului Local pentru anul 2017. Prin hotărârea numărul 104 din 29.05.2017, Consiliul Județean Bacău a stabilit costurile anuale, respectiv costurile lunare, pentru finanțarea serviciilor sociale destinate protecției și promovării drepturilor copilului și ale persoanei adulte cu handicap din centrele rezidențiale din județul Bacău. Din anul 2000, Consiliul Local Onești, îmbinând principiul autonomiei locale cu cel al cooperării prevăzute de legea numărul 215/2000 administrației publice locale cu modificările și completările ulterioare, a stabilit cota de 25% din costurile anuale stabilite de Consiliul Județean Bacău pentru susținerea copilului, tânărului și a persoanei adulte cu handicap. Prin prezentul proiect de hotărâre propun stabilirea costurilor mediu anuale pentru finanțarea serviciilor sociale destinate protecției și promovării drepturilor copilului și ale persoanei adulte cu handicap, precum și a contribuției Consiliului Local pentru anul 2017. Vă mulțumesc! Doamnelor și domnilor consilieri, menționăm faptul că încămilele și centrele menționate în hotărârea Consiliului Județean Bacău sunt internate un număr de 22 de persoane adulte cu handicap și 3 copii tineri cu handicap, cu domiciliu în municipiul Onești, astfel, având obligativitatea pentru întreținerea sa, să contribuim la costul lunar al acestora. Sumele ce constituie contribuția colectivităților locale pentru întreținerea persoanei cu handicap diferă de la un centru la altul, astfel, existând o medie de 16.502 lei lună pentru cele 25 de persoane menționate mai sus. Față de cele arătate, că oricum s-a analizat, s-a aprobat proiectul de hotărâre în forma prezentată. Vă mulțumesc. Comisia de secretar. Aviz favorabil. Discuții pe marginea proiectului. Dacă nu sunt observații, supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Potriva, abțineri. Trecem mai departe la proiectul numărul 15. 16. Înțeleg că s-a retras un proiect. Proiect de hotărâre privind aprobarea încetării contractului de administrare a domnului Faraon Claudiu Ioan, administrator special al SC Termoserele Onești. Prin hotărârea Consiliului Local numărul 107 din 25.07.2013 a fost desemnat domnul Faraon Claudiu Ioan ca administrator special al SC Termoserele în vederea reprezentării intereselor societății și ale municipiului Onești în procedura insolvenței, fiind încheiat contractul de administrare numărul 16.642 din 19.08.2013 prin adresa numărul 32.388 din 20.06.2017, domnul Faraon Claudiu Ioan înaintează Consiliul Local la Onești raportul de activitate pentru perioada 2013-2017 și solicită aprobarea încetării activității de administrator special la SC Termon CTSRL, pentru care am inițiat proiectul de hotărâre supus dezbaterii. Vă mulțumesc! Reprezentantul compartimentului de specialitate. Domnul și domnul consilier, după deschiderea procedurii, adunarea generală a acționarilor sau asociațiilor debitorii, persoana juridică va desemna pe cheltuielile acestora un reprezentant, persoană fizică sau juridică, administrator special, care să reprezinte interesele societății și ale acestora și să participe la procedură pe seama debitorului. După ridicarea dreptului de administrare, debitorul este reprezentat de administratorul judiciar sau liquidator, care îi conduce și activitatea comercială, iar mandatul administratorului special va fi redus la reprezentarea interesele acționarilor. În adresa 32.388.20.06.2017, domnul Faraon Claudiu Ioan înaintează Consiliul Local raportul de activitate pentru perioada 2013-2017 și solicită aprobarea încetării activității de administrator. Având în vedere cele mai sus, vrem să analizăm această decizie în consecință. Comisia de specialitate. Comisia 1, aviz favorabil. Aviz favorabil. Discuții pe marginea proiectului. Dacă nu sunt observații, supun la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă? Ține. Trecem mai departe la proiectul numărul 17. Proiect de hotărâre privind constituirea Comisiei de Certificare a lucrărilor efectuate de SC Raja ISA Constanța la infrastructura tehnico-edilitară aferentă Serviciului Public de Alimentare cu Apă și de Canalizare a Municipiului Onești.
Având în vedere complexitatea și anvergura lucrărilor executate de către SECE Raja ESA Constanța asupra infrastructurii tehnico-edilitare aferente sistemului de alimentare cu apă și de canalizare a municipiului Ionești, este necesară redefinirea atribuțiilor comisiei constituite prin HL numărul 80 din 30.05.2017, în sensul că aceasta, la societarea societății, va asigura certificarea executării lucrărilor de investiții pe care operatorul SECE Raja ESA Constanța le va executa asupra infrastructurii tehnico-edilitare aferente sistemului de alimentare cu apă și de canalizare a municipiului Ionești. Vă mulțumesc. Reprezentantul compartimentului de specialitate. Doamne și doamne consilieri, complexitatea și anvergura lucrurilor executate de SECE Raja ESA Constanța asupra infrastructurii tehnico-edilitare aferente sistemului de alimentare cu apă și de canalizare a municipiului Ionești. S-a constatat faptul că acest program, în caracter permanent, desfășurându-se uneori pe timpul nopții sau în afara programului de lucru al salariilor, determinate semnați prin HR numărul 80/2017 pentru monitorizarea, inventarierea și rechiziționarea lucrărilor respective. Totodată, Comisia nu poate asigura prezența permanentă a membrilor săi pe parcursul executării lucrărilor, aceștia având și sarcini curente de serviciu. În concluzie, este necesară redefinirea atribuțiilor comisiei respective, în sensul că aceasta, la solicitarea societății, va asigura certificarea executării lucrărilor de investiții pe care operatorul le va executa asupra infrastructurii de impoieditare aferentă sistemului de alimentare cu apă și de canalizare a municipiului Ionești. Comisia de specialitate. Discuții pe marginea proiectului DAS. Dacă nu sunt observații, supun la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Trecem mai departe la proiectul numărul 18. Proiectul numărul 18 este o informare, este o prezentare a raportului de activitate al administratului special al SECE de Munce TVSA pe luna mai. După cum știți, noi de fiecare dată de câte ori am primit aceste rapoarte la unitate de consiliu local, opinia Curții de Conturi este că trebuie prins pe ordinea de zi, trebuie discutat, va fi prins în procesul verbal, dacă aveți obiecțiuni, dacă aveți, eu știu, altceva de discutat pe marginea acestui raport al administratorului, urmează ca dumneavoastră să apreciați. Propun să facem o pauză. Pauză de câteva minute, să vedem dacă a venit avizul de la Agenția Funcționarilor Publici. 10 minute, după care ne întâlnim pentru ultimul punct de pe ordinea de zi. Urmează diverse, o să vă fac eu după, sau la diverse, o mică informare și o rugăminte totodată. După care, o zi bună tuturor! Că avizul de la panelul FP nu a sosit, o să... Se retrag de pe ordinea de zi proiectele. Da, retragem proiectele, urmând să le repunem în prima ședință de Consiliu Local. Ceea ce vă rog este să aveți disponibilitate luna aceasta, până la sfârșitul lunii. Mă și vă obligă legea să aprobăm prin ședință de Consiliu Local salariile și indemnizațiile aleșilor locali și a tuturor angajaților primăriei municipiului Ionești. Vă mărturisesc că încă începând de astăzi am demarat o serie de discuții cu reprezentanții sindicatului de la nivelul primăriei municipiului Ionești și urmează să colaborăm informațiile economice cu ce posibilități financiare avem pentru a satisface, să spun, în primul rând, salariile în plată până la sfârșitul anului și apoi dacă există perspectivă de armonizare a unor salarii. Cei care sunt interesați pe subiect se pot documenta și pe internet și la primărie și unde doresc, vis-a-vis de noua lege care a intrat în aplicare de la 1 iulie 2017, privind salariile administrației. Va trebui să organizăm așadar o ședință de Consiliu Local până în 30 de zile de când intră legea în vigoare și a intrat de la 1. Ceea ce vreau să vă spun
intrăm în diverse, să zic, da? Da. Ceea ce vreau să vă spun este că vă rog frumos să onorați cu prezența invitația făcută de către cei de la Raja și vă spun și de ce, dintr-un singur motiv, nu de altceva. Va fi o prezentare a, deci un raport de activitate pe o lună de zile de când au început să presteze acest serviciu. Dar nu asta este foarte important pentru noi, ci ce urmează. Împreună cu specialiști de la Ministerul Dezvoltării, fonduri europene de la București, vor fi prezenți astăzi, împreună cu consultantul Raja pe fonduri europene, vor fi prezenți și ni se vor prezenta ce investiții sunt deja prinse în master plan pe POIM, pe Onești, ce investiții sunt prinse pe Onești, cât timp se vor realiza, ce valori și care sunt ele. Așadar, cred că este bine să știți și dumneavoastră, nu doar eu și câțiva din primărie, ce urmează să se întâmple cu sistemul public de alimentare cu apă și canalizare municipiul Onești, încotro ne îndreptăm noi. Și în sfârșit am și bucuria să spun că mergem într-o direcție bună, noi și nu știu cât de bună alții, dar nu-i treaba noastră. Mă preocupă mai mult soarta noastră, dar nu mă bucur pentru necazul altuia. 5 fără un sfert, după cum a spus și domnul consilier nedumerit Panfil, 5 fără un sfert din fața primăriei municipiului Onești. Mi se pun la dispoziție mijloace de transport sau putem merge cu mijloacele proprii, fiecare cum consideră. Întâlnirea este la Cuciur. Sunt invitați și alți primari din zonă, media națională, media locală. Eu, ca și dumneavoastră, avem statut de invitați, așadar se va intra numai pe bază de invitație, nu au ce căuta acolo persoane care nu sunt invitate. Vor fi sunt invitați deja și persoanele din primărie care fac parte din această comisie ce certifică lucrările pe investiții și alți colaboratori de ai dânșilor. Nu știu un amănunt nominal fiecare persoană. Dar este o întâlnire foarte oficială, aplicată pe acest segment economic și de investiții și cred că este bine să fiți prezenți și vă rog, chiar. Așadar, eu nu mai am altceva ce să vă spun. Pentru diversi, dacă se poate să vă înscrieți și până la cuvânt, dacă mai sunt alte înscrieri. Dacă mai e și altcineva? Vreau să fac o informare care vine practic ca o continuare a acelui raport prezentat de Consiliul de Administrație în urma operației făcute de doctorul Friedel la Onești. Această informare vine ca o confirmare a acestui raport. Ieri la Spitalul Municipal Onești, ieri 5 iulie, ca să rămână înregistrat, a fost operată o pacientă din Onești, în vârstă de 73 de ani, care i-a fost montată aceeași proteză totală de șold, este o proteză complexă, de data aceasta de medicii din Onești, care au participat la această operație alături de doctorul Friedel și care au învățat cum se face. De ce zic că vine să confirme ceea ce am stabilit? Pentru că au apărut atunci mai multe discuții, mai mult sau mai puțin principiale, spun eu că neprincipiale. Aceste operații vor continua pentru că atât timp cât vor fi solicitări. În momentul în care apar solicitări, aceste operații vor continua. Mulțumesc! Nu spuneți cum o cheamă pe respectabila doamnă, că sigur se va găsi vreo conexiune cu vreun om de pe nu știu unde, de pe la NASA și clar că va interveni cineva și de data asta. A fost o glumă doar. Domnul primar, o altă problemă foarte acută a comunității oneștene, abordată de mai multe ori de către noi, este și podul de peste Roduș. Ați făcut o informare, nu știu, cu câteva luni în urmă, vis-a-vis de o expertiză pe care ați avut-o la acest pod. Acea informare a fost oarecum lacunară. Puteți să ne spuneți dacă este afectată structura de rezistență a podului sau e vorba doar de acele trotuare, știu eu, părțile laterale? Și dacă n-ar fi bine pentru a liniști oamenii,
să păstrați acea expertiză, pentru că oamenii, mulți sunt oarecum panicați. Vă dați seama, sunt foarte mulți din Onești care lucrează în localitățile limitrofe, la Bacău, la Târgovna, la Monești. Deci, în primul rând, pentru Onești, nu discutăm despre ceilalți. Dacă e vorba de această expertiză, dacă puteți să ne spuneți cât de grav este structura de rezistență afectată, sau poate nu este, pentru că, așa cum spuneam atunci, au fost informațiile, știu eu, oarecum superficiale. Mulțumesc! Ăștia panicați au început să treacă prin apă, le-i frică. Nu știu dacă chiar este un subiect de glumă, domnul consilier, cred că trece și dumneavoastră spre Bacău, chiar dacă nu zilnic. Eu zic că e o problemă foarte serioasă. Dacă doriți, puteți să treceți dumneavoastră prin apă. Eu nu fac parte din categoria panicați. O să vă răspund. Doar nedumeriți. Starea în care se află podul o exemplifică cel mai corect și cel mai... să zic, profesionist, o expertiză care a fost efectuată luna decembrie și ne-a fost predată în luna ianuarie, care exemplifică foarte clar în ce stadiu este podul din punct de vedere tehnic și în ce condiții se poate tranzita peste pod. Toate măsurile impuse de către expertiză au fost implementate de Primăria Municipiului Onești prin SCDPP Onești Exar. Mai precis, pe înțelesul tuturor celor ce sunt interesați. Pe acest pod de peste râul Trotuș se poate circula cu mașini greutate până în 30 de tone, cu o viteză de rulare pe pod de până la 30 de km per oră, și este interzisă circulația, deci în ceea ce privește circulația rutieră, acestea sunt restricțiile. În ceea ce privește circulația pietonală, aceeași expertiză menționată mai devreme, interzice circulația pietonală pe trotuarul din stânga, cum mergem dinspre Onești, către Bacău. Punct. Ulterior, după vizita domnului ministru Alexandru Cuc la Onești, domnia sa a spus că pentru a putea să preia ministerul podul în vederea și pe perioada reparațiilor, trebuie să mai efectuăm o expertiză. Ceea ce am și făcut. O expertiză care să menționeze foarte clar ce lucrări trebuie să fie efectuate, astfel încât toate restricțiile privind circulația pietonală și rutieră menționate în prima expertiză tehnică să fie ridicate. Adică să se poată circula și pietonal și auto fără restricții, ca să înțelegem tot. Am făcut și această expertiză, Primăria Municipiului Onești, a fost predată către Ministerul Transporturilor, s-a ținut corespondență pe acest subiect, am discutat cu toți cei care au generat și au realizat vizita domnului ministru la Onești și lucrurile sunt, sau procedura este în lucru. Dacă considerați că nu a fost destul de clar, vă rog frumos să-mi puneți alte întrebări și vă răspund cu mare plăcere. Da, apreciez că a fost un răspuns diplomatic. Atunci să înțelegem că nu există niciun risc. Lucrurile sunt în ordine, dacă s-au ridicat și restricțiile, nu înțeleg cum într-o expertiză erau restricții, în următoarea s-au ridicat, dar... Cine a spus că s-au ridicat? Păi ce a spus dumneavoastră? Am spus și am spus, cum ar spune omul. Haideți să vă mai spun ce am spus. Dacă vreți, îmi pare rău că n-am o tablă să și scriu, ca să și rămână. Deci, prima expertiză din decembrie, care ne-a fost predată în ianuarie. Spune în ce condiții se poate rula pe pod. SCDPP a și aplicat prin semne de circulație atenționarea tuturor participanților la trafic pietonal și auto privind aceste restricții. Mai precis, este interzisă circularea pe pod a autovehiculor cu o greutate peste 30 de tone, cu viteză de deplasare peste 30 de km pe oră și totodată
este interzisă circulația pietonală pe trotuarul din partea stângă a podului atunci când ne deplasăm din Onești către Bacău. Expertiza numărul 1. Expertiza numărul 2, realizată după vizita domnului ministru Alexandru Cuc la Onești, a fost făcută pentru a stabili acele lucrări de construcții ce trebuie să fie efectuate, astfel încât toate restricțiile prevăzute în expertiza numărul 1 să fie ridicate. Și acolo spune, trebuie să faceți subturnări, trebuie să. Nu înseamnă că s-au ridicat restricțiile. Și să vă răspund la fel de plăcut, altă întrebare. Mulțumesc. Cu plăcere. Deci există pericol. Dacă se circulă pe trotuarul stâng, care, de pe partea stângă, care are vreo 10 metri și apoi o mare pauză, iar 10 metri, un mare pericol, pericole sunt. Și dacă se circulă cu autoturisme, autovehicule, agabaritice, cu tonaj peste 30 de tone, este posibil să se creeze o situație neplăcută. În acest sens am informat și ARR-ul, fostul coleg al nostru din Consiliul Local, am trimis adrese scrise către ARR să monitorizeze circulația pe acest pod, am trimis adrese către prefectură, poliția rutieră, către toate organele competențe în acest sens, pentru că dacă merg eu sau oricare din Consiliul Local și se uită la o mașină care tranzitează podul, nu prea îmi dau seama cam câte tone are, decât cu aproximație. Vă mulțumesc. Da, două, trei întrebări am și eu. O solicitare din partea unui fost angajat al muzeului. Întreba dânsul dacă e posibil pe viitor acest muzeu să aibă un alt program mai accesibil locuitorilor și vizitatorilor orașului nostru. Ați gândit, probabil, în weekend, cum sunt. Este o solicitare a dânsului, un om care a lucrat în sistem și care a considerat că un program mai flexibil ar fi mai benefic pentru muzeu. A doua întrebare ar fi, care este stadiul discuțiilor cu Ministerul Transport legat de drumul de înspre Rădeana? Dacă aveți vreo informare. Adresați întrebările și vă răspund. Așa, și blocurile din spatele DPP-ului, blocurile imediat apropierea DPP-ului, rugător de a pus rezolvarea traficului pietonal și a străzii, special când plouă, este apă multă acolo și dacă s-a găsit o soluție. Mulțumesc. Referitor la comunicarea cu Ministerul Transporturilor în ceea ce privește reabilitarea drumului, segmentului de drum Calea Judului, pe cei 5,5 km care se află în starea pe care o știți, este nulă și lipsește cu desăvârșire. Și vă explic și de ce. Pentru că nu e competența dânșilor. Nu avem ce să discutăm pe subiectul ăsta cu Ministerul Transporturilor. Este un drum care este în administrarea UAT Onești, iar în acest sens v-am anunțat și vă repet cu mult respect faptul că am depus la Ministerul Dezvoltării pe Programul Național de Dezvoltare Locală etapa 2 un proiect în sensul reabilitării acestui sector de drum. În același timp vreau să vă spun că împreună cu colegii de la urbanism, de la dezvoltare și achiziții publice, am demarat o serie de demersuri și proceduri pentru a realiza în prima fază un DALI și ulterior un proiect tehnic de reabilitare. Ferească Dumnezeu, dar dacă nu vom primi finanțare pe fonduri guvernamentale, este clar că acel drum nu mai poate rămâne mult așa. Ca să nu mai rămână mult așa, trebuie să avem un proiect tehnic de execuție și ulterior să avem și bani. Dacă nu avem bani și nu vom avea bani, în funcție de ce taxe și impozite va aproba Consiliul Local pe anul următor, voi propune Consiliului Local un împrumut pentru a realiza această investiție. Este un drum care nu mai poate rămâne mult în condițiile acestea. Tot la fel voi propune Consiliului Local să mă puternicească pentru a discuta regândirea și recalcularea
acelor rate, să spun, aferente împrumutului pentru punctele termice pe care le achităm la o bancă cu care avem contract, pentru că am și studiat și am înțeles că pot fi reduse, poate fi redusă dobânda, practic să achităm mai puțin pentru acel credit și îmi doresc ca să găsim soluții pentru a achita mai puțin pe de o parte finanțarea acelei investiții și a găsi o variantă de rezervă în cazul în care nu primim fonduri, să apelăm la un împrumut pentru realizarea acestei investiții în anii următori. Iar referitor la blocurile de pe Republicii, din spatele Republicii, blocului cu numărul 43, unde își desfășoară activitatea Societatea Domeniului Public și Privat, într-adevăr există o zonă acolo care, să spun, nu îi sunt asigurate toate, foarte bine toate utilitățile acestea publice, fie că ne referim la infrastructură rutieră, fie că ne referim la iluminat public stradal sau altele. Vreau să vă spun că oricum în anii trecuți și anul acesta ne-am implicat în a moderniza parcarea din vecinătatea societății domeniului public și privat, astfel încât beneficiază și acei oameni de parcare. E clar că trebuie să făcute multe lucruri, dar cum bine m-a învățat un prieten de-al meu și mi-a spus, pe de o parte nu le putem face pe toate deodată și apoi nu putem să, dacă n-a reușit Dumnezeu să-i mulțumească pe toți deodată, imaginați-vă că nu o să-i mulțumească nici Nicolae Gănatiuc primar, nici Consiliul Local. Trebuie să le facem pe toate, dar pe rând. E important să facem. Să nu stăm pe acest rom indemnizații și degeaba. Și eu cred că se vede că în ultimul timp în ONS se lucrează. În raport cu ce bani avem, că trebuie și asta foarte bine analizat. Dar facem pași înainte și o să acordăm atenție tuturor zonelor. Uitați, se încheie Belciu în maxim 30 de zile și asfalt pe toate străzile, 6 străzi acolo, valoare 15 miliarde de lei vechi, aproximativ, se vor finaliza până la sfârșitul lunii august și străzile din cartierul 6 Martie, Buhoci, Cuciur, care au primit finanțare pe PNDL 1, e clar că nu se fac toate străzile. Dar iată că împreună cele două proiecte, peste 26 de miliarde de lei vechi. Nemulțumiți vor fi, pentru că nu toate străzile sunt asfaltate și toată lumea vrea să aibă asfalt nou. Dar eu zic că trebuie să gândim o politică mai pe termen lung, așa, nu să le facem pe toate deodată și de fapt nu facem nimic. Asta este strategia pe care am adoptat-o și încerc să o dezvolt împreună cu colegii mei din primul rând. Vă mulțumesc. Acum, referitor la muzeu, da, îmi pare rău că domnul cât a fost în funcție și a lucrat la muzeu, n-a avut propuneri gen. Cred că l-ar fi deranjat să lucreze în weekend și de-aia n-a făcut-o atunci propunerea. Dar cred că este o idee bună. De obicei ne pricepe să dăm sfaturi altora. Noi nu prea ne dăm sfaturi așa, adică în calitate de angajat nu prea a avut idei din acestea, care cred eu că sunt bune într-adevăr, dar acum a prins curaj așa la pensie și e un lucru bun. Transmiteți-i din partea noastră pensie ușoară și multă sănătate și că vom analiza cu mare atenție programul, să vedem din punct de vedere juridic și al respectării tuturor normelor impuse de legislația muncii, dacă putem, cu mare drag. Și într-adevăr, muzeele de obicei lucrează în weekend. Mai puțin lunea, din câte știu eu, da? Se poate, cred. Declar închise lucrările ședinței de astăzi. Vă mulțumim.